În ultimii ani, numărul de case construite în Slatina a crescut simțitor, iar în zonele unde în trecut era doar câmp deschis, au apărut acum adevărate cartiere rezidențiale. Pentru a veni în sprijinul celor care locuiesc aici, primăria Slatina a stabilit că este nevoie să investească în infrastructură, astfel încât să le ofere cele mai bune condiții de trai. Reprezentanții Direcției Administrarea Străzilor și Iluminatului Public Slatina spun că pentru aceste zone au fost deja realizate studiile de fezabilitate și cele ale indicatorilor tehnico-economici, iar în acest moment se așteaptă aprobarea lor în următoarea ședință de Consiliu Local. În ceea ce privește noile investiții pe acordul cadru pe care îl derulăm, avem trei studii de fezabilitate ale căror indicatori tehnico-economici vor fi supuși aprobării prin hotărâre de Consiliu Local. Este vorba aici despre străzi care nu au fost modernizate. Două dintre ele se află chiar în interiorul orașului, într-o zonă relativ centrală sau mediană. Cele două străzi din interiorul orașului sunt Alea Tineretului, zona Balast și strada Dr. Dumitru Țoncu. Aici se va interveni atât pe partea carosabilă, însemnând lucrări de asfaltare și de aducere la același nivel al punctelor de acces către imobile, dar și pe partea pietonală. Cea de-a treia arteră ce va intra în reabilitare este strada Stejarului, acolo unde, pe lângă turnarea unui covor de asfalt, se vor instala și mai multe rigole și guri de scurgere, astfel încât eventualele cantități de ape pluviale să nu mai inunde zona. Este vorba aici de străzile Dr. Dumitru Țoncu și o parte din Alea Tineretului, o străduță de case de maxim 100 de metri, care de asemenea se află la nivel de pământ, de balast, iar cea mai importantă din acestea o reprezintă strada Stejarului, care este destul de lungă, începe de undeva de la Sărăcești din continuare străzii Prunilor și duce la zona de case. De asemenea, o stradă care n-a fost modernizată niciodată, la proiectarea căreia s-a avut în vedere și scurgerea apelor acolo pe versant, prin rigole, prin diferite soluții de preluare apelor, de lărgirea acelor curbe la urcare. Toate aceste lucrări fac parte din planul de dezvoltare a infrastructurii locale demarat de primăria Slatina. Obiectivul principal este acela de modernizare a întregii rețele de străzi a municipiului, astfel încât toți slătinenii, indiferent de cartierul în care locuiesc, să circule în cele mai bune condiții.